Salutare dragii mei, bine ați venit la un nou material. Pentru cei care au văzut uh, aceste două episoade pe care le-am postat astăzi și mă refer la primul și al doilea episod din câte știți aici pe canal, venim cu câte trei episoade pe zi despre cele mai importante lucruri care au avut loc pe glob în ultima perioadă. Evident că război din Ucraina încă este pe prima pagină. Am vorbit și despre faptul că Argentina a câștigat Cupa Mondială și evident lista poate continua puteți să intrați pe canal și să vă documentați cu cele mai importante fenomene care au avut loc pe glob. Ei bine, în aceste două episoade pe care le-am postat astăzi, v-am spus că o să discut în cel de al treilea episod de după ora 9, adică acesta în cazul de față despre declarația pe care o va face Putin. Pentru că atunci când lucrasem la cele două materiale, Putin încă nu făcuse declarația. Este o declarație de final de an în care acesta a povestit despre următoarele lui mișcări, dacă pot să-l numesc așa, în campania sa militară din 2023. Și ca să vă dau un mic spoiler, acesta a spus că Rusia se va asigura că forțele sale nucleare sunt pregătite pentru luptă. Sincer, dragilor, mi-am când vorbeam despre invazia din Ucraina. De fapt, invazia din Ucraina nici măcar nu începuse atunci când am vorbit eu despre tensiul dintre Ucraina și Rusia, și de fapt despre tensiul dintre America, Occident și Rusia, că de fapt războiul între astea două tabere se desfășoară în prezent, dacă pot să, să spun așa. Erau foarte mulți oameni care mă luau la mișto, spuneau că nu o să fie nicio invazie, nimic că totul e doar o cace al map și plistau cu tot felul de chestii din acestea continuă. Eu am continuat să-mi fac treaba și pe lângă faptul că, ok, am prezentat informații pe care le distribuie și presa de asemenea, pentru că de aici mă informez, ăsta e adevărul, mi-am exprimat și eu părerea mea subiectivă de asemenea despre subiectele pe care le-am aprofundat de-a lungul acestui canal de YouTube și v-am spus că Rusia va invada Ucraina. Acest lucru s-a întâmplat, când a avut loc nefericitul eveniment și acum nu spun ca o, o, frustrare și anume că vai, îmi doresc foarte mult să îmi dea lumea dreptate, în niciun caz și sincer nu mi-aș fi dorit să fi avut dreptate cu așa ceva, chiar mi-aș fi dorit să greșesc. Și acum vă spun un lucru pentru aceste câteva mii de oameni care probabil o să urmărească acest episod, salvați acest clip sau salvați ceea ce urmează să spun și anume că 2023 va fi cel mai greu an de pe pământ din lumea modernă, evident, de după, nu știu, anii 2000, să zicem așa, iar tensiunile vor escalada și se va apropia de un conflict deschis între NATO și Rusia. Hai să nu numim neapărat al treilea război mondial, ci un conflict destul de catastrofal și uriaș. În anul 2023, salvați clipul ăsta, nu o să-l șterg niciodată, sau salvați aceste 30 secunde, un minut, și o să vedem ce se va întâmpla la anul, de la început până la sfârșit, în două, până la începutul anului 2024 și vreau să vedem dacă și atunci am avut dreptate. Pentru că și eu vin de fiecare dată cu informații noi pe care le iau din surse credibile, le iau din, din, nu le iau niciun caz mulți oameni, mulți oameni cred că eu pur și simplu stau și inventez știrile astea cred că aș fi destul de tâmpit să fac chestia asta și să stau să inventez știrile astea adică stau efectiv și scriu câte un episod de 10 minute de câte 3 episode de 10 minute pus alte canale pe care le dețin muncind așa ca să ce care ar fi interesul meu în a da știri false N-am niciun interes, totul găsiți pe net, doar că multora dintre voi vă este lene să căutați. Dragilor, se pare că președintele Vladimir Putin a promis că Rusia își va îndeplini toate obiectivele în ceea ce Moscova numește campania sa militară în Ucraina, în cadrul unei întâlniri cu oficial de apărare și a promis că forțele sale armate vor primi tot ce au nevoie, scrie The Guardian. În discursul său în care a prezentat planurile militare pentru anul viitor, Putin a spus că se va asigura că forțele nucleare ale Rusiei sunt pregătite pentru luptă și că nu există limite financiare pentru înzestrarea armatei. El a acuzat NATO că își folosește toate capacitățile împotriva Rusiei și a îndănat liderii militari să-și folosească experiența dobândită în luptă din Siria și din Ucraina. Putin a mai spus că Rusia trebuie să ia în calcul importanța dronelor în războiul din Ucraina, adăugând că racheta hipersonică sarmat -a, a Rusiei, numită Satan 2, va fi gata pentru desfășurare în viitorul apropiat. În alte știri, președintele Parlamentului Ungariei Laszlo Cover a declarat într-un interviu acordat postului de radio Infostart că Rusia este o victimă a Occidentului care a împins-o din ce în ce mai departe de granițele fostului Imperiu Sovietic și că Occidentul a făcut o greșeală strategică când a încercat să scoată Ucraina de sub sfera din influența Rusiei. Întreba dacă Rusia este capabilă de cooperare cu țările occidentale după invazile din Crimea și Ucraina și dacă poate fi de încredere, Cover a răspuns: Desigur, sunt. Desigur, să nu înțelegem greșit, nicio lege internațională sau morală nu poate absolvi Rusia de responsabilitatea agresiunii. Cel care trage primul glonț este în principiu cel responsabil, dar trebuie să vedem și faptul că de decenii Rusia nu numai că este împinsă de parte de fostele teritorii ale Imperiului, dar a simțit și că este că asta nu este de ajuns pentru Occident care împinge din ce în ce mai aproape de teritoriile Rusiei și cred că Occidentul a făcut o greșeală strategică când a încercat nu doar să scoată Ucraina de sub sfera de influență a Rusiei, dar și să o transforme într-o bază militară în armată împotriva Rusiei. Sergei Lavrov, șeful diplomației lui Putin, s-a plâns miercuri că statele europene nu investigează în mod corespunzător explozile care au produs avariile la gazoductele Nord Stream 1 și 2 în septembrie la Reuters. După explozile la Nord Stream, pe care se pare că nimeni din Uniunea Europeană nu le investigează în mod obiectiv, Rusia a oprit transportul de gaz prin traseile nordice, a spus Lavrov, Kremlin, Putin urmea să facă un anunț important și substanțial. De asemenea, fostul președinte rus Dmitry Medvedev s-a întâlnit în miercuri cu liderul chinez Xi Jinping într-o vizită neanunțată la Beijing, unde a transmis mesajul președintului Vladimir Putin în care a salutat cooperarea fără precedent, scrie de Moscow Times. Discuțiile au fost destul de utile, a declarat Medvedev, care, este a, care acum este vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, într-un videoclip postat pe canalul său de Telegram. Medvedev a spus că a discutat cu Xi Jinping despre parteneriatul strategic dintre Moscova și Beijing, războiul Rusiei în Ucraina și cooperarea dintre partidele de guvernământ din Rusia și China. Ucraina va primi armele și munițiile necesare pe parcursul fiecărei luni din anul 2023 pentru a putea lupta împotriva invaziei ruse, a lecrat miercuri ministrul apărării ucrainean Oleksii Reznikov în cadrul unui program special difuzat de posturi de televiziune ucrainene și proată de agenția Interfax. Ucraina, în altul oficial de la Kiev, a subliniat că țara a semnat numeroase contracte cu mai multe state, inclusiv România, pentru a dispune de arme în lunile următoare, informează EFE. În acest moment au fost deja plasate comenzi și nu doar în Statele Unite ale Americii, ci și în Germania, Franța, Slovacia, Cehia, România și alte țări, a subliniat el și voi discuta deschis fără să dezvălui mari secrete a multe contracte semnate pentru a ne furniza arme necesare și muniția corespunzătoare și știu sigur ministrii apărării sau secretarii apărării din diverse țări îmi confirmă că și ei au semnat contracte similare, a spus Reznikov, preluat de Agerpres. Agenția ucraineană a reamintit că ministrul apărării din Statele Americii, Leo Dostin, a informat încă din noiembrie că cel puțin șase țări au anunțat mai mult ajutor militar pentru Ucraina la șaptea reuniune a așa numitului format Remstein. Cam atât a fost, dragii mei, în acest material. Tu crezi că ne așteaptă un al treilea război mondial anul? Chiar sunt crez răspunsul tău. Eu v-am uh, expus părerea având în vedere că na, ne apropiem de sfârșitul anului. Nu știu, mai sunt câteva zile. 9 zile, 90 zile și se termina anul, așa cum mi-am spus și o părerea să vă spun ce credeau că se să ne aștepte anul 2023. Cu siguranță vremuri mult, mult, mult mai grele.